aniversari. Eram curios, câți dintre voi reprezintă un magazin sau lucrează pentru un magazin sau are un magazin? Mână sus și mă? Mă gândeam la ceea ce v-au spus colegii mei mai devreme, Vlad și Domnul, și aș vrea să punctez câteva aspecte. Prezentarea mea se numește mituri în afiliere, gen mit basic, dar probabil că cel mai important aspect din punctul meu de vedere este felul în care un magazin privește un afiliat și de multe ori are o atitudine greșită. Nu priviți afiliatul ca, nu știu cum să spun, unul mai slab sau mai prost sau mai puțin pregătit decât voi. O să fiți surprinși. De cele mai multe ori este mai pregătit și un cunoscător mai bun al pieții decât crezi că ești tu ca și magazin. Dacă aveți un afiliat care face CPC la modul bun, acela este un ninja. Gândiți-vă că voi, ca magazin, faceți profit prin adaosul vostru. El, ca și afiliat, face profit din acel comision pe care l-a plătit. Pe IT, de exemplu, discutăm de 2%. Iar el face profit. Deci, ca să facă profit cu doar 2% și nu cu adaosul unui magazin, vă asigur că este mai bine pregătit decât voi, ca și magazin. Dispozitive mobile. Da. Până foarte de curând a fost un subiect pe care mulți l-au trecut cu vederea. Atât advertiserii, atât afiliații. Sunt foarte multe magazine care la ora actuală nu oferă o versiune de mobil dedicată sau, dacă oferă o versiune de mobil dedicată, este foarte slabă. Nu este intuitivă, ușor de operat, sau dă tot felul de erori. Am întâlnit pe curând un magazin foarte mare, să nu spun mare, care avea o versiune de mobil și o versiune desktop, care, rulată pe acel dispozitiv, oferea două situații total separate. Încercând să accesez versiunea de mobil, eram logat pe un cont și aveam produse în coș, încercând pe acea dispozitiv să merg pe varianta desktop a site-ului, era total alt lucru. Nu era logat, aveam produse în coș sau aveam alte produse în coș, ceea ce nu este corect. Asigură-te că magazinul pe care îl promovezi are versiunea pentru mobil. Testează chiar tu procedura de comandă pe un mobil sau o tabletă, mai ales din punct de vedere al afiliaților. Pentru că trebuie să încerci ca și un utilizator să verifici cât de ușor este să faci comandă. Să fii mai intuitiv. Gândește-te că ești un afiliat care promovezi Spacian. Gândește-te ce client ai. Dacă promovezi rochii ieftine, sau în general chestii foarte ieftine, atunci poți să ai clienți undeva niște fete din mediul rural de 16-17 ani. Deci nu niște ingineri calculatoare. Și atunci trebuie să încerci să pui în pielea clientului și să vezi dacă ți este intuitiv să finalizezi acea comandă. Dacă zăbovești și ai chiar probleme în a definitiva comanda, nu este ok pentru publicul tău. Verifică dacă te înregistrează conversia. În sistemele de afiliere se poate întâmpla ca pe versiunea desktop să fie tot ok, codul de tracking să funcționeze, să înregistrezi conversia, dar nu și pe versiune de mobil, pe tabletă sau pe telefon. Se întâmplă ca unor pagina de thank you, deci finalizarea comenzii unui magazin, să nu fie identică. Să ai o versiune pe desktop, una pe mobil. Și atunci, una dintre ele poate să viseze codul de tracking. Nu, cu reamăință, este un accident. Dar tu trebuie să verifici. Sunt sigur că nu se vede, o să vă spun eu. Este un screenshot dintr-un magazin de fashion. Și avem prima linie sunt desktop-urile cu 46%, al doua mobilele 47% și tabletele 5%.
Deci, dispozitivele mobile înregistrează peste 52% conversii, nu trafic, atenție, și discutăm dintr-un volum de 2526 de conversii. Adică nu vorbim de o zi în sine sau doar de un aspect. Vorbim tot perioada mai largă și cu un volum mai mare de conversii. De aceea, din punctul meu de vedere, este important și adevărat acest mit. Trebuie să verificați ceea ce înseamnă versiunea mobilă a site-ului pe care promovați sau site-ului pe care îl administrați. Puteți să pierdeți incredibil de multe conversii pe dispozitive mobile. Comision mare înseamnă campanie bună. Un mit de multe ori în care cad în plasă începătorii, afiliații care acum încep afilierea sau testează afilierea. Și, în general, se repet, oarecum logic, să promoveze un magazin care oferă comisiuni mai mari. Nu? Nu mai cerca cu unul mai mic. Și putem să facem și o mică discuție pe tema asta. Avem magazin numărul 1, Perfection. Discutăm pe un volum de 10.000 de clipuri. În general, nu o să recomand niciodată să vă faceți o impresie pe 100 de clipuri, pe 200 de clipuri sau pe 150 sau pe o zi. Nu se întâmplă chestia asta în filiere. Trebuie să avem un volum cât mai mare ca să ai datele cât mai exacte. Magazinul oferă o comisiune de 20%. Comanda medie este o comandă foarte bună de 250 de lei, procent anulate. Există totdeauna un proces de comenzi anulate. Pentru că, din vari motive, clientul se răzgândește, refuză comanda când ajunge curierul sau returnează produsul. Deci trebuie să aveți totdeauna în calcul că este un procent al comenzilor care se anulează și automat și comisioanele voastre se pot anula. Conversia medie este de 0,2. Este slab în general, eu aș aproxima cu conversia pe o fashion pe afiliere undeva la 0,5-0,6%. Dacă a zis 2, tot fashion, 10.000 de clicuri, doar 10% comision, comanda medie mult mai mică de 100 de lei, un procent de anulate sensibil mai mic, o conversie mai mare. Care credeți voi că este cel care vă avantajează și veți avea un profit mai bun? Unul sau doi? Vreau și eu măcar 5 păreri, numai 2, 3. Nu, calculul este destul de simplu. Avem 20 de conversii, ori 50 de lei, minus anulări, total 180. Pe al doilea, 920. E o diferență mare, dar există. Da? Deci chiar dacă la prima vedere poate să fie foarte dezavantajos, există alte valori care contează dincolo de valoarea comisionului. Pentru care foarte mult timp să se uite din primul moment. Din punctul meu de vedere, ca un afiliat cu experiență, valorile care contează real sunt rată de conversie, procent de anulare, valoarea de comandă medie, sigur că contează. Valoarea comisionului, deci acel 20% sau 10%, eu l-aș pune cam pe 4. Și recurența. Recurența, dacă nu ați înțeles exact, este perioada de la clicul care l-a dat clientul vostru până în momentul în care face o comandă. Deci, în unele cazuri, 30 de zile, sunt magazine care au 60 de zile, sau mai puține, mai sunt, cred că, câteva sisteme care oferă cookie nelimitat. Deci, lifetime. Aici v-am dat un exemplu dintr-o campanie proprie, destul de proaspătă, deci, între 4 și 9 decembrie. Avem constant, să zicem, nu știu, jur 2% conversie. Deci se poate. Și este ok să rulezi cu trafic mic, dar pe valori mari. Depinde cum vă alegeți campania și ce anume studiați în magazin. Nu trebuie să mergeți sub premisa că dacă nu faci volum, nu câștigi. Mitul este fals. Nu contează neapărat valoarea comisionului în alegerea unui magazin. Nu contează cum se face comanda. Și mă refer aici, nu că dacă face online sau face telefonic. Mă refer la fluxul de comandă. E momentul în care adaugă în coș până în pagina de send.
La unele magazine se întâmplă într-un pas, poate știți de renumit One Click al Amazonului, la alții se întâmplă în 7 pași. Asigură-te că magazinul oferă informații suficiente despre produs, în primul rând și despre livrare. Dacă vinde un laptop și la specificații spune doar procesorul și cât RAM are, clientul trebuie să aleagă doar cu magazinul să afle cealaltă informație de acel. Dacă vinde o rochie și nu spune ce lungime are, clienta va fi interesată să afle lungimea și va contacta telefonii. În momentul în care contactează telefonii, are șanse de 50% să pierdeți acea conversie. Telefonic, afiliatul nu primește nimic. Se registrează conversia doar online. Informații suficiente este un plus în șansa de a comanda și a finaliza comanda online. Promovarea agresivă a comenzilor telefonice. Asta este o promovare agresivă, din punctul meu de vedere. Este un chenar mare, foarte vizibil, lângă butonul adaugă coșul în care spune comandă telefonic. Nu spune informații, nu spune nimic. Este un îndemn, comandă telefonic. Din punctul meu de vedere, aici înseamnă că pierdeți 15-20-25% din eventuale conversii, care vor pleca telefonic către operatorii magazinului. Ca fapt particular, acest magazin de unde am luat screenshot oferă un avantaj. Există un script care, pentru vizitele electronice din afiliere, ascunde acel chenar. Și atunci este foarte ok. Pentru mediile în care magazinul își plătește efortul și își trage vizitele de unde vrea, AdWords, Publisher, etc., oferă acel mod de telefon, este treaba lui. Dar pentru vizitele din afiliere, unde știe că afiliatul nu câștigă decât din conversie, nu afișează acel mod de telefon. Este ok. Dar, din păcate, nu știu dacă sunt 10-15 magazine implicate în afiliere care oferă această facilitate. Comandă ușoară, intuitivă, în unul, doi pași, cum spuneam mai devreme, nu înseamnă ce caut în 5 clicuri, nu informații stufoase, CNP, serie CI, număr la pantofi. Chiar am pus pe Facebook, acum câteva luni, era un magazin care avea inclusiv captcha pus în coș. Pe lângă CNP, serie de la buletin și mai știu eu ce. Dacă sunteți advertiser, simplificați la maxim procesul de checkout și datele cerute. Renunțați la CNP, serie de nu vă ajută la absolut nimic. Dacă contabila insistă cu chestia asta, înseamnă că nu aveți o contabilă bună. Încercați sau cereți o consultanță la un expert contabil. Și o să vă lămurească ce informații aveți nevoie pentru a factura. Cât mai puține date pe care le cereți clientului, înseamnă o ușurință pentru respectivul să încheie comanda. Dacă ceva e greșit sau nelămurit, aveți telefonul clientului și puteți contacta. Chestia asta devine oarecum incomodă în momentul în care aveți câteva sute de comenzi pe zi. Sigur că atunci poți să-i sun pe toți, să-i întreb, nene, nu mi-ai dat județul sau ce știe ce te-a uitat. Fractură. Cine mă întreba? Olivia, nu e aici, a fugit. Mă întreba că vezi că ai zis fractură și nu factură. Fractură, m-am referit la procesul de comandă. Clientul face click, adaugă în coș, se duce în coș, își modifică dacă vrea mărime sau cantitate, dă checkout. În momentul în care dă checkout, unele magazine vrea să știe dacă ai cont, n-ai cont, vrei să-ți faci cont, nu vrei să-ți faci cont, vrei să fii vizitator înregistrat și îți dă 3 sau 4 opțiuni. Ok. Vreau să-mi fac cont. Perfect. Intri, dai toate datele, e-mail, etc. Iar după ce ai introdus toate acestea, logic și normal este să te aducă înapoi la procedura de comandă, în checkout. Bun. Nu. Ori te duc înapoi în index. Deja este altă discuție. Aia deja nu mai e fractură, e dublă fractură deschisă. Dar, să zicem că te duce înapoi în index. Nu este normal. Și ai șanse mari că uită, se plictisește, nu mai știe ce a vrut să facă, între timpul îi sună telefonul, îl duce înapoi în checkout, este un proces cursiv și logic. El de acolo deja este logat în contul abia făcut și îți va definitiva comanda. Apasă complete și totul este ok.
chestia de tras mult discutată. Nu fac comandă online pentru că mi-au țeapărul. O să trimit o cărămidă sau mi-a banii și nu mai dau de el. Încă persistă chestia asta în România și având în vedere rata de penetrarea comenzilor online, adică că contează foarte mult niște elemente de tras. Asigură-te, tu ca afiliat, că magazinul pe care o vedeți ok și oferă informații pe care l-a căutat orice client, de gen, sunt firma Gigel SRL, am această adresă, aici mă găsești, acestea sunt datele firmei, ăsta e numărul meu de telefon. În momentul în care advertisul respectiv zice salut, sunt magazinul Gigel.ro și mă găsești la acest număr invariabil un Cosmotel, inventat pe cartelă, nu este ok. Eu personal, și cred că majoritatea dintre voi care mai știți ce înseamnă online, nu o să faceți comandă la un magazin de acest gen. Așa că și voi, când promovați, asigurați-vă că magazinul respectiv are aceste elemente de tras. Prezintă încredere tuturor clienților pe care voi îi trimiteți. Deci, mitul este fals. Contează enorm care este fluxul de comandă și ce se întâmplă de la pagina de produs până în pagina de sendiu. Claudiu a discutat un pic mai devreme, cookie fight, îi spuneam eu, plătesc doar un comision din două rețele. Un advertiser spunea acum ceva timp, am hotărât că a început până la februarie să anulăm comisioane duble pe care unii dintre colaboratori le obțineau pe aceeași comandă, atât pe platforma două parale, cât și pe profit share. Comisionul dublu se va accepta în funcție de primul click pe una din platforme. Eu spun în felul următor. Magazinul are mai multe canale de promovare. Poate să folosească CPC, poate să cumpere reclamă în Cancan sau Libertatea, poate să facă marketing afiliat, poate să facă outdoor sau TV, tot ce vrea. Facebook Ads, promovare CPC, cost per click. Plătești pe numărul de click-uri trimis. Google Ads, promovare CPC. Plătești pe număr de click-uri. Pui un banner pe Cancan, vei plăti la 1000 de afișări. Și vei registra comandă, indiferent de succesiunea click-urilor. Nu contează că a venit mai întâi Ads, din AdWords. El poate să-ți intre pe site de 6 ori până să facem o comandă. Nu e nicio problemă. Dar, funcție de mediul pe care l-ai ales, vei plăti click-uri și afișări, indiferent de câte comenzi vei avea. Indiferent de câte comenzi vei avea. Și mai rău de atâta. În general, vei plăti în momentul în care se fac click-urile. Urmând ca tu să-ți recuperezi banii pe comandă de la client. Profit share și două parale, pentru că despre era vorba în mesajul advertiserului, este un tip de promovare CPS. Cost per sale. Plătești la vânzare. Dacă tu ca magazin ai ales această cale, plătești la vânzare. Nu plătești click-uri, nu plătești afișări, îi plăti când ai vândut. Și atunci vei registra comandă la fel, indiferent de succesiunea click-urilor, nu contează că mai întâi a făcut click pe Facebook Ads sau a făcut click mai întâi pe afișări și după aceea două parale sau invers. Vei registra comandă indiferent de succesiunea click-urilor. Și vei plăti la vânzare, indiferent de rețea și platformă. Pentru că este alegerea ta magazinului. Vrei să promovezi AdWords, vei plăti AdWords. Vrei Facebook, vei plăti Facebook. Le vrei pambele, vei plăti pambele. Atunci de ce să fie diferit la fiecare? Este un risc pe care ți-l asumi. Rețeaua din asta trăiește. Ea își ia comisionul doar la o vânzare făcută. Dacă tu vrei, mă anunța advertiserul mai devreme, să plătească doar unii dintre ele, de ce? Pe cine va văduvi? Îi dă comisionul Claudiu și nu îi va da lui Vlad? Pentru că nu este logic. Este fals. Din ce cum vreți dumneavoastră. Logic, moral sau tehnic. Dar
spuneam la unul mai devreme și are foarte mare dreptate. Este un procent infim de cazuri în care același afiliat să obțină un comision în ambele platforme. Gândiți-o logic. Este aproape improbabil. Dar se întâmplă. La 10.100.000 de conversii poate să întâlnești și acest caz. Nu știu, Claudiu zicea 10%. E enorm. Poate să fie 0.1%. 10% pe comenzi, ne ținând cont de afiliat. 10% până în 10% dintre comenzi care se intră în ambele platforme pentru cineva care le folosește activ, constant și performant. Da, eu cred că procentul este nesemnificativ ca să-mi fac capul, dar mă repet, este un risc pe care ți-l asum. Vrei să fii promovat ambele țări, nu este nicio problemă, dar trebuie să știi că există un caz de acest gen pe care ți-l asum. Mai repede se poate întâmpla să fie doi afiliați diferiți, și este mai logic așa, să fie Gigel în profit share și Costel în două parale, care în decurs de 30 de zile au trimis amândoi trafic către site-ul respectiv. Da, banul de a pasa cookie sau amândoi vor registra comenzi. N-ai cum să-l dovedești pe Costel în favoarea lui Gigel. Pentru că amândoi au lucrat și poate, adică sigur el a muncit și a plătit pentru traficul pe care ți l-a trimis. Se așteaptă să fie plătit, surpriză, doar la vânzare. Pentru că acesta este modelul de promovare pe care l-ai ales. Trebuie să comunicăm. Zâmbesc pentru că undeva mai la începutul afilierii, prin, nu știu, 2009-2010, chestia comunicarea cred că era foarte trâmbițată, ca să spun așa. Afiliații se plângeau că adătează nu comunică, adătează se plângeau că nu comunică afiliații. Afiliatul se plângea că a trimis 10 mesaje la 10 advertiser și a răspuns 1, adătează se plângea că a trimis la 100 de afiliați și a răspuns doar 2. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat și trebuie să-l parafrazez, să subliniez ce a spus Vlad. Afiliat este un ecosistem. Cei slabi pierd și dispar. Cei puternici rămân și cresc. Advertiser. Oferă un număr de telefon și un e-mail dedicat afilierii. Dacă îl lași pe afiliat să trimite pe office unde răspunde secretara, care o să se gândească 5 minute despre ce e urma în e-mail și ce spam cu reafiliatul de la el, mai ales când ți-o scrie omul la nervii de ce ai respins 5 comisioane, o să fie o problemă. Unde plec mai departe? Dacă lași pe afiliat să sune în call center, unde fetele care răspund nu pot să spună decât ce lungime are rochia, că discutam mai devreme, și nu găsește un suflet care să înțeleagă partea tehnică și să arăte pe afiliat, iar nu am făcut nimic. Răspunde la mesaje. 24 de ore lucrătoare, ca să spun așa, un timp rezonabil în care poți să răspunzi. Nu vă gândiți că va fi un afus și că sunt 200 de mesaje sau e-mail-uri pe zi. Niciun caz. Afiliații, în general, te caută punctual, ca să spun așa. Anunță promoțiile și reducerile sau orice se întâmplă în magazin, spune și afiliaților. Gândiți-vă că Claudiu spunea că sunt 100 plus de magazine. În două parale mai mare de rând. Sunt mai multe magazine. 400, cât am zis? Ok, fără număr. 500 de magazine total. Afiliat sunt și profișel și în două parale. Voi credeți că eu stau să iau la mână săptămânal sau periodic să văd ce s-a întâmplat în magazinul X sau magazinul Y? Nu. Nu prea cum să fac asta. Sau, o să am un magazin pe care nu m-a interesat foarte tare. A fost interesant, da, m-am uitat, nu, prețurile sunt mari, nu sunt ok. Și magazinul ăsta tocmai s-a hotărât să zică, băi, pe luna ianuarie facem minus 40% pentru că vreau să lichidez stocul. Pe total sau doar pe ceva. Îmi comunică chestia asta și atunci eu mă decid că, ok, și cu 20% mai era bine, dar cu 40% deja merită făcut un efort pe tema asta. Ai 1, 5, 10, 1000, 5.000, 6.000 de afiliați înscriși în campania ta, anunță-i despre ceea ce se întâmplă în magazinul tău. Mai mult, ai făcut un upgrade, ai făcut o chestie mișto în magazin. Poate să probeze anumite produse, ofer livrare gratuită sau ce vrei tu, anunță-i și pe afiliați. Un magazin care a introdus livrare cu verificare a avut o creștere a conversiei de 25%. Credeți că n-ar fi mișto să știe și afiliatul chestia asta?
el poate să recomande de acum încolo, poate să recomande pantofii tăi și să spune, poți să-i provezi la livrare. Oferă livrare cu verificare în același preț, sau gratuit, mai mult de atâta. Și pentru că ajută în promovare și se va crea mai mult trafic de calitate. Comisioane respinse. Uneori e o problemă, altele nu. Dar sunt magazine care au constant 30% comisioane respinse. Și culmea, nu în roșie, sunt chiar în top. Sunt magazine preferate. Pentru că acel 30% care nouă ni s-ar putea părea enorm, este un flux normal de comandă sau nu știu cum să spun, de rulaj în magazinul respectiv în condițiile date. Aduce la comandă, de peste mări și țări, sunt produse mai speciale, mă rog, pot să fie o mulțime de motive. Are respingere mare, dar atât din cât îi motivezi detaliat afiliatului, comisioane și de ce s-a întâmplat chestia asta, el poate să înțeleagă și la sfârșit îl trage linie. Zice, ok, am avut 100 de lei comisioane, 30% sunt respinse, mi-a rămas 70 de lei. Mi-a respins multe, dar am băgat doar 20 de lei, sau am muncit doar o zi de banii ăștia. Și atunci este foarte ok. El trage linie. Poate să fie un magazin care este extraordinar, aprobă tot. Dar am muncit o zi și a obținut doar 10 lei. Sau a investit 20 de lei și a obținut 21 de lei. Nu se merită. Deci nu vă cramponați neapărat în respingere, atât timp cât există alte avantaje la magazinului și atât timp cât reușești să explici situația afiliaților tăi, în a-i convinge că nu este un impediment de a colabora mai departe. Afiliați. Deranjează. Deranjează advertiserul cu mesaje. Întreabă-l. Nu ți-e clar ceva. Ai o nelămurire. Ai un comision care nu ți l-a aprobat. Poate să-ți spună, da, domnule, ăsta l-a duce la comandă, a schimbat clientul comandă, sunt fix un motiv. Dar nu rămâne tu cu îndoiala în suflet că ceva nu este în regulă în magazinul respectiv. Întreabă-l și te va lămuri. Și poți să capeți un plus de încredere în colaborarea ta cu magazinul. Folosește cu încredere, cu încredere mesageria. Atât două parale cât Profișer oferă această mesagerie. Poți să-i scrii la advertiserului, culmea cum s-a putea să-și răspundă. Nu ești lămurit? Ce spuneam mai devreme? Întreabă. Mai mult de atât. Ai oarecare nelămurit la nivelul rețelei. Crezi tu că nu se registrează conversia? Sau crezi tu că nu sunt afișate corect statisticile? Atunci, nu are sens să îl deranjezi pe advertiser. Cu siguranță nu mai știi să spun asta. Dar rețelele oferă e-mail-uri de contact sau modalități de contact prin care poți să ceri lămuriri. Nu rămâne tu de lămuri și nu rămâne tu cu impresia că nu este ok. Întreabă. Da. Este adevărat. Trebuie să comunicați și repet ce am spus la început, situația s-a schimbat enorm. De la începutul afilierii până acum. Magazinele au învățat să comunice. Asta este un topic dedicat mai mult magazinului. Dacă ai nevoie sau nu de un afilier manager. În principiu nu. Pentru că sunt costuri suplimentare. Pentru că tu, oricum, până la făceai CPC, făceai Facebook Ads, te-ai priceput și până la să faci marketing. Nu este nicio problemă. Știi să faci mai mult sau mai puțin. Dar un afilier manager care are o experiență în spate, îți poate crea o ofertă pentru afiliat, o ofertă inițială, privind comision sau recurența. Sau dacă este cazul, poate să facă o structură de comisioane diferite pe categorii. Nu trebuie să ai un comision identic pe toate categoriile. De ce? Pentru că, nu știu, pe cazul magazinelor de IT, în general, au un adaos foarte mic pe telefoane și tablete. Dar pe încorporabile, au un adaos mai mare și își permit să dea un adaos, să-și dea un comision mai bun. Un om care sunt de management poate să aibă deja aceste informații, știe cât oferă magazinele, știe cum funcționează piața și se poate face o propunere concretă. Tu poți să vii cu calcul, vinzi lejerii de pat, de exemplu, și zici, aș oferi 5%. Și intri în rețea și oferi 5%. Și te întâlnești, nu te promovează nimeni. Păi, de ce să te promoveze cineva? Pentru că în rețea mai sunt încă alte 4 magazine de lejerii de pat care oferă toate 12%. Nu e o problemă dacă nu poți să oferă 12%.
Poate ai un adaos mai mic. Atunci nu are sens să intri. Este foarte greu să vii cu un comision mult sub nișa respectivă, decât dacă nu aduci un plus valoare enorm. Poate vinzi numai lingerie de pat dintr-o mătase specială, naturală, care nu au ceilalți concurenții. Da. Dar dacă vinzi aceeași nișă de produse și același nivel, dacă nu-ți calculezi un comision corect la nivelul pieții, practic mișcarea asta e făcută degeaba. Termeni și condiții, acel dos, în general nu citește nimeni, știu. Dar afiliații în general citesc, pentru că funcție de metoda de promovare, ei vor să știe cum anume pot să promoveze, dacă le permiți CPC sau nu, dacă au interdicție pe anumite cuvinte cheie, dacă pot să folosească Facebook Ads și așa mai departe. Și atunci, în funcție de cum ai gândit tu managementul pe partea de marketing al magazinului, trebuie să faci această setare și în afiliere. Pentru că ce spuneam mai devreme că tu, omul magazinului care te ocupa de toate, afiliații se ocupă de toate plus unu. Recrutare. Ai intrat cu magazin în campanie. Magazinul va anunța, a intrat magazinul de lingerie de pat, să spunem mai devreme, două parte. Dar te va anunța într-un calup încă 11 magazine care au intrat azi în două parale. Și cam asta e ceea ce se poate face. Atât. Se face un anunț către afiliat, au avut aceste magazine și îi fi regăsit în directorul de campanie. Mai departe, la afiliat aplică sau nu, sau intră în campanie, sau alege să te promoveze, funcție de oferta publică, descrierea campaniei și termeni și condiții. De aceea subliniez că este foarte important acest aspect. Un affiliate manager poate să cunoască deja comunitatea de afiliați. Poate să discute, să contacteze individual sau în grup pe canale care le are de dispoziție și să facă lobby pentru acel magazin. Tu poți să atragi în mod natural 100 de afiliați în primele 3 zile. El poate să-ți aducă 300 sau poate să aduce doar 10. Dar să atacă acei 10 care ți-i aduce, să facă cât cei 100 care au venit natural. Procesare manuală. Poți să procesezi manual parte de comisioane, poți să procesezi, în ghilimele, manual, afiliații. La fel, este o chestie de experiență. Am descoperit la un magazin, care asigurăm management, că avea o cantitate foarte mare de comisioane din cauza unui cookie agățat într-un calculator de call center. Ei nu și-au dat seama. Au procesat comisioanele, au aprobat și-au respins, dar pur și simplu a fost o cantitate imensă, de zeci de milioane plătite, nu neapărat legit, ca să spun, pe comenzi luate telefon. Asta poate să facă un affiliate manager. Poate să găsească acest fel de situații. Care poate să le uiți și situații de alarmă. Poți să descoperi, să găsim un afiliat care generează trafic sau comisioane nu tocmai ortodox. Deși rețelele oferă mai multe sisteme de alarmă, ca să spun așa, pentru a preîntâmpina, au congelat și sumie. L-a furat totdeauna hoții cu un pas în față. Dacă ai o persoană dedicată care stă cu ochii pe campania ta, orice mișcare în plus sau minus va fi observată. A venit cineva astăzi care din neam ți-a adus 5.000 de chipuri azi, nu este ok. Te duci în sursă, verifici și vei descoperi dacă este o situație urâtă sau tot este ok. Comunicarea de care spuneam mai devreme. Te ocupi de magazin, ești patron sau te ocupi de marketing sau
La mine n-am prea mai timp. Da, stai că iară, uite, am 5 mesaje, le răspund mâine, le răspund poimile, le răspund luni. N-am timp acum, pregătesc campania asta de Crăciun. Un affiliate manager are timp și totdeauna asta este prioritatea lui. Comunică și răspunde la mesaje, la capătul firului. Ceea ce tu, practic, nu că erai băință. Nu ai suficient timp. Și poate de cele mai multe ori este posibil să fii depășit tehnic. Afiliatul îți arată o problemă, o chestie tehnică pe care te depășește cu totul. Chestia se întâmplă vineri. Vorbesc eu cu programatorul și văd ce se întâmplă. Se va întâmpla undeva luni marți. Și până atunci poate că afiliatul este deranjat cu totul de chestia asta și poate să plece sau să-și mute volumele de trafic către al magazin. Da, ai de vorbă. N-am făcut o pagină de final. În general nu sunt foarte bun la slide-uri. Vreau să mai zic în final un pic ca să-i completez pe Vlad și pe Claudiu, ceea ce a spus și mai devreme. Priviți afilierea ca un canal total separat. Exact cum v-am spus, ceea ce credeți voi că știți să faceți CPC, un afiliat poate să facă de două ori mai bine și mai profitabil și pentru el și pentru magazin. Ceea ce credeți voi că este volumul cel mare de comerț pe care puteți obține, vă poate surprinde un afiliat, făcând numai volumul care făceai într-o lună în două zile. Ceea ce credeai tu că este posibil să obții dintr-un anumit trafic, îi fi surprins ce poate să facă un afiliat, pentru că poate să aibă traficul deja segmentat. Poate să aibă o pagină de Facebook dedicată strict ceasurilor de damă cu coați. Și tu, ca un magazin nou intrat, traficul tău este un pic mai generalist decât traficul segmentat pe care se poate trimite afiliatul respectiv. Și da, sunt afiliați de volum. Sunt afiliați care au făcut și fac 15, 17, 20.000 de euro pe lună, sunt afiliați care pot să facă câteva sute de comisioane pe zi. Trebuie să știi să-i atragi folosindu-te de tot ceea ce m-a zis mai devreme. De un site bun, de comunicare bună și condițiile inițiale bune. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Toată lumea e lămurită. A fost o prezentare mai mult decât completă, poate o clipă. Da, eu fac asta prin super afiliați, din câte știu, două parale oferă și servicii de genul acesta și mai sunt puțin pe aici, cred, câțiva super afiliați care te pot ajuta cu chestii de genul acesta. Nu este o soluție, asta ți-o pot spune. Tocmai, nu avem o soluție niște, dacă mi-au făcut, dar nu-ți mai gândesc. În general, s-ar putea ca costurile de agenție, ca să spun așa, să fie oarecum comparabile cu a avea un angajat full-time minus deranj, loc de muncă, costuri impozite, taxe și tot ce vrei. Depinde de la caz la caz. Adică, gândește oarecum logic. Eu, personal, n-o să ai la mine un cost cum ai avea la, nu știu, dacă ai fi, nu știu, Metro, România, Orient sau Vodafone. Dar un magazin mic implică un deranj mai mic și au costuri mai mici. Dacă ai trebuie să procesez 700 de comisioane pe zi, e surpriză. Costurile sunt mult mai mari. Deci, oarecum, depinzi de nivelul tău și poți să crești. Ok, am înțeles. Deci, și, dar, în principiu, un super afiliat m-ar ajuta, ar crește tarifele în momentul în care oricum și eu aș avea un plus. Asta depinde de ceea ce te înțelegi cu el. Ceea ce este important este că un super afiliat, sau ce vrei tu, un om care vine din această industrie, te poate ajuta enorm pe aspecte pe care tu nu le înțelegi. Chiar pentru că tu ai folosit niște canale de promovare
care sunt un pic separate. Din punctul meu de vedere, afilierea este diferită de celelalte canale de afiliere, pentru că implică foarte mult modul de abordare și partea de acea comunicare și socializare. Cu adăugă nu socializezi, nu te interesează. Plătești, o zi bună, la revedere. Pe afiliere contează. Și uite, dacă vrei, pot să-ți dau un exemplu, că mă întrebai de magazin. De Club Omro este un magazin mic, nou, apărut în iunie. I-a trebuit aproape o lună de zile ca să se cocoanțe fix pe locul întâi pe nișa de fashion. În două parte. Unde erau magazine vechi și margin, Starshiner, mai Closer, Kurman, etc. I-a depășit foarte rapid și aici aș putea spune că a contat enorm comunicarea. Nu oferta, nu brandul, pentru că era inexistent. Alte întrebări? Bine, dacă nu mai sunt întrebări, o să puteți să stați de vorbă cu Cristi.